Voi vi să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem scripturile în Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Vom citi de la versetul 14 în continuare Cuvântului Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În această zi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să reverse peste fiecare din noi binecuvântarea și harul Lui. În această zi din acest cuvânt din acest verset pe care noi îl numim versetul de aur, versetul central al Bibliei. Vreau să vedem să descoperim încă o dată măreția harului lui Dumnezeu, cât de mare a fost harul lui Dumnezeu. Vom vedea superlativele harului. Vom vedea cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu. Vom vedea cât de mare a fost păcatul din care ne-a scos Dumnezeu. Și în această zi suntem aici înainte lui Dumnezeu și vrem, descoperind încă o dată, auzind încă o dată să putem recunoaște și să putem înalța și să putem crede mai mult și mai mult și să dăm din toată inima slavă lui Dumnezeu. Versetul acesta este cel mai frumos din Scriptură. Este cel mai bogat, este cel mai complex. În El e toată istoria Universului, e toată istoria Lumii. Cuprinsă. Vedem de la început, înainte de a fi creat planeta aceasta, înainte să apară omul pe pământ, deja dragostea lui Dumnezeu scria această carte a mântuirii. În ea vedem ce se va întâmpla după ce se va termina toată istoria, când ultima filă a istoriei lumii va fi ruptă din calendarul omenirii. Vedem continuarea. Pentru că lumea nu se va sfârși. Viața nu se va sfârși. Existența noastră nu va înceta. Va fi moarte sau va fi viață. Și acest verset este un verset în care Dumnezeu a așezat măreția Harului Său Divin. Dumnezeu a făcut ca în el să strălucească bogăția dragostei Lui. De deci, aceea rog pe Domnul astăzi să Cerceteze fiecare inimă prin mesajul acesta. În primul rând, vedem aici cel mai mare sentiment. Dragostea. Vreau în această zi fiecare dintre noi să fie conștient de ceva. Dumnezeu ne-a creat. Noi, oamenii, suntem ființe speciale. Când noi vorbim de relația noastră cu Dumnezeu, ceea ce guvernează această relație este dragostea lui. Dumnezeu. Noi ne întrebăm de multe ori, oare ne mai iubește Dumnezeu? Ne uităm în viața noastră, vedem necazuri, vedem suferințe, vedem atâtea și atâtea probleme și ne punem tot felul de întrebări. Însă în această zi, versetul acesta, cuvântul acesta, mesajul acesta, îți amintește încă o dată că în centrul, în centrul relației tale cu Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. E dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te-a iubit. Tu nici n-ai apărut încă pe pământ, și deja dragostea lui Dumnezeu lucra pentru tine. Acum 2000 de ani, când Fiul Său murea pe cruce. Dragostea lui Dumnezeu lucra pentru tine. Cu mii de ani, când au fost, fost scrise aceste versete, dragostea lui Dumnezeu era deja revărsată peste tine. Dumnezeu deja se gândea la tine. Dumnezeu deja te iubea. Pentru că e lucrul de care ne îndoim cel mai ușor. Oare ne iubește Dumnezeu? Da, Dumnezeu te iubește. Și versetul acesta ne arată încă o dată, dacă mai era nevoie, că în relația ta cu Dumnezeu apare cel mai mare, cel mai măreț sentiment care poate exista, și anume dragostea. Dumnezeu te iubește. Și aici măreția harului lui Dumnezeu ne arată că cel mai mare sentiment este pus aici de Dumnezeu în noi. Vedem aici apoi cea mai mare mulțime, lumea. Dumnezeu nu iubește doar pe evrei. Dumnezeu nu iubește doar pe bătrâni sau doar pe tineri. Dumnezeu nu iubește doar pe bogați sau doar pe săraci. Dumnezeu nu iubește doar pe albi sau doar pe negri. Dumnezeu nu iubește doar generația asta sau e iubit pe alții din alte generații. Există o mulțime și oamenii în general se împart în multe mulțimi, multe categorii, dacă vreți. Când Dumnezeu își arată dragostea, El și-a arătat dragostea nu față de o mulțime din multele mulțimi care există. Știți, la școală în general, la matematică, întotdeauna când se identifica un număr, se spunea oricare ar fi X din mulțimea numerilor naturale sau numerelor întrei sau numerelor reale sau exista categorii, mulțimi de numere. Și oamenii se categorisesc. Pot fi multe categorii de oameni. Însă, în această zi vreau să spun că dragostea lui Dumnezeu a dat la o parte orice barieră. Dumnezeu când a iubit, n-a iubit doar o mulțime, doar o categorie de oameni ci Dumnezeu a iubit lumea. 8 miliarde de oameni care trăiesc la ora actuală pe pământ. Alte miliarde de oameni care au trăit. Cine știe? Poate alte miliarde care vor mai trăi încă. Noi nu știm. Însă Dumnezeu ne-a iubit pe toți. Nimeni nu este exclus. Nu poate să spună cineva pe mine, nu mai iubit Dumnezeu. Eu nu fac parte din categoria, din mulțimea pe care a iubit-o Dumnezeu. Eu sunt în afara ei. În această zi, tu ești ținta iubirii lui Dumnezeu. Și tu ești în centrul atenției lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit lumea. Te iubește pe tine? Mă iubește pe mine? Isus, Dumnezeu, ne iubește pe fiecare, binecuvântat să fie în numele Lui. Versetul acesta ne mai arată o altă măreție a Harului Lui Dumnezeu. Această promisiune nu o face cel mai mare lider politic. Această iubire, această purtare de grijă, această providență nu are președintele Italiei sau României sau Statelor Unite, nu vorbim de o autoritate religioasă, de un președinte, de un papă, de un... Nu face cel mai mare bogat, om bogat din lume. Dacă astăzi se spune cel mai mare om bogat din lume că te iubește și pentru tine ar da ce avea mai scump, pare care ar fi reacția ta? Vreau să-ți spun în această zi că cel care te iubește, cel care e gata să facă, și nu e gata, a făcut deja totul pentru tine, reprezintă cea mai mare autoritate din acest univers. Mai presus de el, nu există altceva. Nu există cineva mai mare ca el. Nu există cineva mai puternic decât el. Nu există cineva mai bogat decât el. Nu există cineva mai înțelept decât el. Nu există cineva mai bun decât el. Nu există cineva mai presus de el. Pentru că El este cea mai mare un... autoritate din acest univers. E Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună nu te mai iubesc. Care apoi să spună dar n-am timp pentru tine. Ca apoi să spună am găsit pe altcineva. Sau tu nu meriți iubirea mea, sau nu ești demn, nu ești vrednic de iubirea mea. Nu un om îți spune asta, Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta, Dumnezeu îți garantează asta, Dumnezeu face asta pentru tine, Dumnezeu te iubește. Nu poate exista o garanție mai mare, nu poate exista o autoritate mai mare. Cea mai mare autoritate din Univers îți face această promisiune că te iubește și pregătește viața veșnică pentru tine. Versetul acesta arată și măreția Harului. Cea mai, cea mai mare tragedie care poate exista în lumea aceasta, în viața aceasta, moartea. El a spus așa, pentru că oricine crede în el să nu piară. Dar nu-i vorba de moartea asta fizică. Nu-i vorba de moartea trupului. Și e vorba de moarte pe care Biblia o definește ca fiind Moartea a doua, iazul de foc și pucioasă, care este o realitate. Și noi credem că există iad și credem că există rai. Și acest verset ne pune în fața aceste două opțiuni. Și versetul acesta ne arată atât de clar că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, niciunul să nu moară, el asta vrea, planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, te îndeamnă să crezi, să-L accepți pe Iisus Hristos pentru ca să nu ajungi în iad. Și totuși oamenii vor ajunge în iad. De ce? Pentru că nu cred. Dar dragostea lui Dumnezeu a făcut totul pentru tine, să te ridice din, din cea mai adâncă groapă, din cea mai mare tragedie, din cea mai cruntă soartă pe care o poate avea cine. Nu există ceva mai, mai groaznic decât atât. Cea mai mare tragedie a vieții nu e să nu ai ochi sau să nu ai mâini sau să nu ai bani sau să nu ai casă sau să nu ai mașină sau să nu ai prieteni sau să nu ai soț sau soție sau să nu ai copii sau să nu ai ceva. Cea mai mare tragedie a vieții asta acesteia e să ajungi în iad. E moartea a doua, asta e cea mai mare tragedie. Dumnezeu a făcut totul, Dumnezeu a dat totul ca tu să eviți tragedia asta, ca tu să nu mori, ca tu să nu pieri, tu să n un în iad. Dumnezeu a dat totul, Dumnezeu a făcut totul. Dar ce faci tu? Pentru că asta este condiționată de un lucru simplu. Ce vedem în continuare e că versetul acesta mai conține o altă măreție a Harului Lui Dumnezeu. Cea mai mare șansă. Oricine. Oricine. Pentru că tu astăzi să nu spui eu nu, eu am făcut prea multe păcate. Sau eu am făcut păcate prea mari ca să fie iertat. Eu nu sunt vrednic să ajung în rai. În această zi, versetul acesta îți spune că oricine, oricine ai fi, oricât de mare ar fi păcatele tale, oricât de multe ar fi păcatele tale, dragostea lui Dumnezeu te primește te îmbrățișează Dumnezeu, te iartă Dumnezeu dacă te întorci la El. E cea mai mare șansă. Ca să nu pot spune, să nu într-o zi să te justifici înaintea lui Dumnezeu, eu n-am avut șansa asta. Eu n-am avut harul acesta. Dumnezeu îți va spune, tu ai avut cea mai mare șansă. Oricine. Dacă ar fi spus pentru ca bogații, pentru ca miliardarii să ajungă în rai, ai fi spus, eu nu sunt milionar, eu nu sunt miliardar. Dacă ar fi spus cei care au facultate sau doctorate sau studii superioare, ai fi spus, poate mă calific sau nu mă calific. Dar Dumnezeu a spus, oricine. El n-a pus limite. El n-a pus bariere. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ar fi spus doar bărbații, sau dacă ar fi spus doar femeile, dacă ar fi spus doar copiii, dacă ar fi spus doar cei cu părul blond sau cei cu ochi albaștri, dar Dumnezeu spune pentru ca oricine, oricine. Și asta îți arată că Dumnezeu ți-a oferit ție personal cea mai mare Șansa, oricine. Măreția Harului Lui Dumnezeu ne arată apoi că tu ca să ajungi în cer, tu ca să fii mântuit, El n-a pus nu știu câte condiții. Era un om lepros numit Naaman. I s-a spus într-o zi, este un om al Lui Dumnezeu, este un Dumnezeu în Israel care are putere să vindece și bolile. Dacă mergi acolo, vei fi vindecat, pentru că noi avem un Dumnezeu puternic. Și Naman a ascultat de o fetiță, s-a dus în Israel, s-a dus la Elisei, la omul lui Dumnezeu, și în mintea lui era, pentru că asta e religia de multe ori, astea sunt prejudecățile oamenilor, Astea sunt convingerile religioase, că tu trebuie să faci, trebuie să faci multe lucruri. Și el se aștepta, după mintea lui, se aștepta la un scenariu. Uh o să facem asta, după care o să zicem niște fraze misterioase, niște cuvinte deosebite, după care o să se mai facă un ritual, după care iarăși o să se spună niște cuvinte, niște fraze deosebite și iarăși el se aștepta să se facă ceva în te duci, te ridici. Ce știu eu la câte se aștepta el? Dar omul lui Dumnezeu nici măcar nu merge să vadă, nu face niciun ritual cu el, nu-și pune mâinile peste el, nu-i toarnă nimic peste el, nu face nimic, ci îi spune doar câteva cuvinte. Dute. Dute și te scaldă de șapte ori în râul Iordan. Și el e foarte supărat. Dar au venit supușii lui, subalternii lui și au spus, de ce ești Dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, dacă ți-ar fi cerut și Martin Luther a fost unul din oamenii din istorie care a înțeles simplitatea mântuirii. Pe vremea lui se spunea că la Vatican, la Roma, erau sute de trepte pe care, spuneau oamenii, dacă le urci în genunchi, când ajungi acolo, gata, ești mântuit, ești salvat, ești iertate de păcatele tale, oricare ar fi simți o eliberare. Și Martin Luther a făcut asta. Și a realizat că nu s-a întâmplat nimic. Și sunt oameni care spun, în conjur biserica pe genunchi de șapte ori și dacă mergeți în România o să găsiți tot felul de ritualuri de felul acesta. În conjoară mănăstirea de șapte ori pe genunchi. Urcă pe muntele Atos dacă se poate în genunchi, că acolo vei primi. Dă o mie de euro, aprinde o sută de lumânări, fă atâtea mătănii, fă atâtea cruci, fă asta, zidește o biserică, dă bani pentru asta, dă bani pentru cealaltă și te vei califica pentru a fi mântuit. Și asta e calea. Ori Isus Hristos îți spune că astăzi, ca tu să fii mântuit, ca tu să ai viață veșnică, ca tu să fii iertat, îți prezintă cea mai simplă cale, Credința. Pentru ca oricine crede în el. O, dacă ar fi spus, dar cine dă bani, dar cine merge în genunchi, cine face nu știu câte rugăciuni, cine aprinde nu știu câte lumânări, cine face nu știu câte lucruri pentru el. El îți spune prin asta că mântuirea lui, viața veșnică, este gratis nu te costă nimic pe tine, pentru că a plătit El cel mai mare preț. Și în momentul în care tu încerci să faci ceva pentru mântuirea ta, e ca și cum cineva pune o masă cum n-a mai fost pe lumea asta și vii și tu cu sarmalele tale că de în România. Nu te fă de râs. Cam asta facem noi cu faptele noastre bune, cam asta facem noi cu religia noastră, cu religiile noastre. Mai punem ceva. Vrem să venim noi cu ale noastre. El a dat ce a avut mai scump. Mai mult de atât el n-a putut da, pentru că cea mai sigură credință, el spune, pentru că oricine crede. Și acum, oricine crede, la urma urme, oricine crede, orice om de pe pământ are o credință. Și ateii cred, ateii au o credință. Ei cred că Dumnezeu nu există. Sunt oameni care cred în Hristos, sunt oameni care cred în Buddha, sunt oameni care cred în Mahomed, sunt oameni care cred și cred și cred în unul și în altul. Însă acest verset ne arată că nu orice credință, ci doar credința în El, credința în Isus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El. Nu oricine crede orice. Am și eu credința mea. Tu poți să ai ce credință vrei tu. Dacă tu nu ai credința în El, în Isus Hristos, nu poți fi mântuit. Pentru că oricine crede în El, oricine crede în Hristos, cine are pe Fiul, are viață. Când crezi în El, Degeaba crezi în Papa de la Roma, degeaba crezi în Padre Pio, degeaba crezi în Sfânta Paraschiva, în Sfânta Maria, Sfântul Gheorghe, Sfântul Pavel și pune toți sfinții la un loc. Noi credem în Isus Hristos. Atât, în Isus Hristos. Pentru că nu este dat oamenilor sub soare un alt nume prin care să fie mântuiți decât cel care a fost dat. Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. O, oh, eu cred în Biserica Ortodoxă, eu cred în Biserica Penticostală, eu cred în Păstor. Nu pot, Nare are rost să te complici să crezi. Nu crede nimeni altcineva. Pentru că o singură credință te poate mântui: credința în Isus Hristos. Oricine crede în El, e cea mai sigură credință. Credința în El. Apoi. Versetul acesta ne arată măreția Harului Lui Dumnezeu exprimată prin cel mai mare dar. Fiul Său. Încât a dat. Când citim istoria, s-ar putea să înțelegem în mod eronat uh, Evanghelia. Să îl vedem pe Iisus Hristos, a venit ca Mesia, pe de o parte, pe, de cealalt, pe cealaltă parte a baricadei, vedem puterea politică, puterea religioasă, s-au confruntat, a existat o confruntare și uite că au biruit. Asta era concepția celor doi spre Maus. asta era concepția ucenicilor. În mintea lor, asta era. Petru când a scos sabia, el a spus acum: e, e bătălie, e luptă. Trebuie să ne luptăm, nu cumva, să te ferească Dumnezeu să mori, să te ferească Dumnezeu să-ți se întâmple ceva, să te ferească Dumnezeu. Și ei credeau că e, e o luptă în mijloc, în care Isus Hristos sfidează puterea politică, puterea religioasă. Și când s-a ajuns la cruce, când l-au văzut pe cruce orice speranță s-a năruit, orice vis s-a spulberat și au spus gata, s-a sfârșit totul. Iisus a fost înfrânt. Preoții cei mai de seamă l-au dat la moarte. Pilat l-a dat la moarte. Mulțimea l-a dat la moarte. Și tot ceilalți, și Iuda l-a vândut și l-a dat la moarte. Și Petru și ceilalți au fugit și l-au dat la moarte. Și total și l-au dat la moarte. Însă nu acesta este adevărul. Adevărul este că Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu. Și Isus Hristos a spus: Eu îmi dau viața, nimeni nu mă ia cu sila. N-a fost o bătălie de genul acesta. Și Isus a ținut cu toate puterile de viața Lui, dar n-a reușit și l-au biruit. Preoții și politicienii și mulțimea și. Dumnezeu a dat pe singurul Său fiu. Și e cel mai mare dar. Nu exista ceva mai valoros decât atât. Dumnezeu nu, put, nu poate să-ți dea ceva mai mult de atât. Nu putea oferi pentru sufletul tău, pentru iertarea păcatelor tale, pentru mântuirea ta. El nu putea să-ți dea ceva mai mult, ca tu să spui numai atât. De asta vorbesc despre măreția cel mai mare, cel mai mare dar, nu există ceva mai mult, l-a dat pe singurul lui fiu. Cel mai mare dar. Cea mai mare jertfă. El n-a avut zeci copii. Știți ce se mai întâmplă? Așa sunt oameni care nu... Minte puțină, emoții, sentimente și mai puține. Întâlnești de multe ori câte o familie. Poate au mai mulți copii, au 5-6 copii, moare un copil. Ai, las că ești tânăl, ai 10, ai rămas cu 9. Ce vreau să vă spun despre Dumnezeu, El a spus, l-a dat pe singurul lui fiu. El nu a avut mai mulți și a dat unul din ei și am rămas cu nouă. Singurul lui fiu. A dat ce a avut mai scump și a dat pe unicul lui fiu. Asta e cea mai mare jertfă. Eu nu cred că un părinte, un părinte care își iubește copiii, poate concepe că poate exista în lume asta o jertfă mai mare. Să-l ai pe singurul tău fiu, să ai un singur fiu pe care îl iubești și acela să-l dăruiești pentru alții. Nu cred că poate exista o jertfă mai mare, un sacrificiu mai mare. Și Dumnezeu a făcut exact asta. L-a dat pe singurul lui fiu, nu a dat pe unul din fiii săi. L-a dat pe singurul lui fiu. Pentru tine, pentru mântuirea ta, pentru că tu să n-ajungi în iad, pentru că tu să ajungi în rai, pentru ca tu să ai viață veșnică, pentru ca tu să auzi mesajul acesta, pentru ca tu să auzi despre dragostea aceasta, despre măreția aceasta a Harului Lui Dumnezeu și într-o zi să crezi în El, să-L accepti, să-L primești și să fii mântuit. Ce putea să-ți dea Dumnezeu mai mult? Spunea Dumnezeu în vechime, ce aș mai fi putut face vie mele și n-am făcut? Ce? Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu pentru tine? Ce ar putea să mai dea Dumnezeu pentru tine? Ce jertfă ar trebui să mai aducă Dumnezeu pentru tine pentru ca tu să te pocăiești, pentru ca tu să crezi, pentru ca tu să înțelegi, pentru ca tu să-ți predai viața lui Dumnezeu, pentru ca tu să renunți la păcatele tale, pentru ca tu să fii mântuit, pentru ca tu să fii iertat. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu? Mai există ceva? Ai tu vreo listă specială cu lucruri pe care ar trebui să le facă Dumnezeu și încă nu le-a făcut? Versetul acesta ne arată că Dumnezeu deja a dat. Deja a făcut totul pentru noi. Slăvit să fie în numele Lui. Măreția Harului Dumnezeu se arată și prin faptul că nouă ne-a acordat cel mai mare har, viața. Vreau să înțelegi că cel mai mare har nu sunt banii. Și asta o poți vedea. Astăzi au murit deja mii și mii de oameni. La ce le folosesc banii? Miliardarii lumii. Degeaba ai bani dacă mâine ești în sicriu. La ce ți ajută banii? Degeaba ai orice, să câștigi toată lumea asta, dacă ți-ai pierde sufletul, dacă ai muri, la ce? Nu uita că acum, pentru ziua de azi, cel mai mare har pe care Dumnezeu ți-l-a dat este viața. Acesta e cel mai mare har. Nu-i nu nimic mai valoros pentru tine, nu este ceva mai de valoare, nu există ceva mai de preț. nu există ceva mai bun decât viața. Și El a venit ca tu să ai viața. Și îmi place atât de mult că nu orice viață, nu orice fel de viață, pentru că el n-a venit să-ți aducă viața unui om bogat, viața unui miliardar. Cea mai frumoasă viață nu e viața de băiat sau viața de fată sau viața de tânăr sau viața de prinț sau viața de rege sau viața de șef sau viața de patron sau viața de părinte sau viața de bunic sau viața de pensionar. Fiecare privește viața, spun, cea mai frumoasă viață este să vină bani, să nu faci nimic, să stai la pensie și să te bucuri de viață, să mergi în vacanțe, să fii șef, să comanzi pe toată lumea și nimeni să nu zică nimic. Și noi avem tot felul de visuri și tot felul de iluzii, cam asta ar fi cea mai frumoasă viață. Undeva pe o insulă, undeva pe o corabie, undeva pe o navă, undeva pe o navă spațială, undeva pe lună, undeva pe Marte. Cea mai frumoasă viață este viața veșnică. Nu există ceva mai măreț, nu există ceva mai, mai strălucitor decât atât. Viața veșnică și cineva a fost acolo, și nu-și găsea cuvinte, nu-și găsea cuvinte, a stat ani și ani și ani, n-a putut spune nimănui nimic. În primul rând, pentru că a fost efectiv copleșit de strălucirea acelei revelații, acelei descoperiri. El a folosit doar câteva cuvinte. El a spus cam așa: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut eu nu le pot compara. Noi totdeauna comparăm și spunem cam așa ar fi, cam așa ar fi, cam așa ar părea, asemănăm cu ceva, facem analogie. Dar el spunea, nu, acolo în cer, noi nu putem compara cu nimic de jos, nu putem spune că asta e culoare, e ca asta sau forma e ca asta, nu. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. La urechea, urechea nu le-a auzit muzica aceea, nu putem, oricât am cântat noi de bine, de frumos, muzica aceea, sunetele acelea, nu le putem compara cu nimic de pe pământ. Din toată experiența pe care noi ca oamenii o vom avea pe pământ, nu vom putea pune alături. Nu putem spune, compara, e cam așa, că noi credem că, da, muzica noastră, acordeonul nostru o să fie în cer, sau chitara noastră, sau nu știu ce instrumente avem noi. Nu, acolo în cer vor fi lucruri pe care noi nu le-am auzit niciodată. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-a usuit. Oricât te-ai străduit, oricât te-ai chinuit să-ți imaginezi cât de frumos era Raiul, ești atât de limitat, ești atât de neputincios. Tu nu-ți poți închipui, nu-ți poți imagina, nici măcar nu-ți poți imagina ce lucruri a pregătit Dumnezeu pentru noi. Pentru că astăzi tu poate te întrebi, Dumnezeu nu-mi dă asta, eu parcă aș vrea asta. Și noi stăm cu, cu mărunțișuri, cu gunoaiele lumii, cum le spune Pavel. Toate astea sunt ca un gunoi. Și noi... Căutăm prin tomberon, cam asta este ideea, cam asta este imaginea lui Pavel. Noi căutăm prin tomberonul vieții acestea, Doamne, parcă aș vrea puțină sănătate, parcă mai am nevoie de ceva bani, parcă ar trebui să-mi schimb mașina, parcă ar trebui să schimb mobila, parcă ar trebui să fac asta, Doamne, dar Tu nu mă iubești, dar parcă Tu nu-mi dai, parcă Tu nu știi. Și Dumnezeu spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea ta nu s-au suit, eu astea le-am pregătit pentru tine. Lucrurile astea te așteaptă pe tine. Lucrurile astea vor fi ale tale. Eu pregătesc pentru tine o împărăție. Iisus Hristos a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ceva special, ceva extraordinar. Dumnezeu o pregătește pentru tine. Dar tu cauți prin gunoaiele vieții acestea și ești dezamăgit că Dumnezeu nu-ți dă un lucru sau altul. Iar El ca în pilda fiului risipitoar. Fiule, tot ce am eu este al tău. că tu n-ai avut timp, că tu nici măcar un ied, n-ai și tu odată cu prieteni, n-ai făcut nimic. Nu e problema mea. Eu tot ce am eu nu e al meu, ci al tău. E pentru tine. Și Dumnezeu a pregătit pentru tine, pentru că aceasta este măreția harului lui Dumnezeu. El a pregătit cea mai frumoasă viață, viața veșnică. Și versetul acesta conține cea mai frumoasă declarație din Universul acesta. Sunt tot felul de sloganuri, de motouri, de declarații, de. De vorbe care se pot spune, însă versetul acesta eu pot să-l numesc cea mai frumoasă declarație. Depășește Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația de Pace, Declarația de Independență, de Autonomie și oamenii fac tot felul și tot felul de declarații. Însă în această zi, fă loc în inima ta să asculți cea mai frumoasă declarație care a existat vreodată în istoria acestui Univers e declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Pentru oricine. Pentru tine. Dumnezeu te iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Ce să aibă viață veșnică. E declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Și am văzut în versetul acesta măreția Harului Lui Dumnezeu, superlativele Harului Lui Dumnezeu. Cel mai mare sentiment, dragostea. Cea mai mare mulțime, lumea din care faci parte și tu. Cea mai mare autoritate care poate exista în acest univers, Dumnezeu. Mai presus de El nu există nimeni și nimic. Cea mai mare tragedie în care poți ajunge tu, moartea, și El a venit să te salveze, ca tu să nu pieri, tu să nu în iad. Cea mai mare șansă, oricine, oricine. Cea mai simplă cale, credința, oricine crede. Cea mai sigură credință, cea mai autentică credință, credința în El, credința în Iisus Hristos, doar El mântuiește. Dumnezeu ne-a dăruit cel mai mare dar, ce a avut mai scump în cer, pe Fiul Său. Cea mai mare jertfă l-a dat să moară pentru noi, l-a dat la moarte, după cum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului și ne-a arătat sacrificiul lui Iisus pe cruce, pentru mine și pentru tine. Cea mai mare jertfă din univers. Nu există jertfă mai mare nu există sacrificiu mai mare decât jertfa Domnului Isus Hristos pentru noi. Ne arată cel mai mare har, viața. El n-a venit să-ți dea pâine sau haine sau bani sau mașină sau casă sau nu știu ce altceva. El a venit să-ți dea viața și nu orice fel de viață. Cea mai frumoasă viață. Viața veșnică. Viața în cer împreună cu El. O împărăție plină de splendoare, de strălucire, de lucruri pe care tu nici măcar nu ți le imaginezi. Și poate stai și de îndoiești, mă, iubește Dumnezeu? Oare îi pasă lui Dumnezeu? Astăzi ai auzit încă o dată cea mai frumoasă declarație, declarația de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu te iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim Domnului pentru acest har. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această declarație, pentru acest cuvânt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această viață, pentru acest viitor, pentru veșnicia. O viață care nu se mai sfârșește. Toate lucrurile pe Pământ au un sfârșit toate lucrurile. Și bogăția se sfârșește. Și succesul ajunge la un sfârșit. Și bucuria ajunge la un capăt. Și tinerețea se sfârșește. Și bătrânețea are și un capăt. Toate lucrurile astea se sfârșesc. Toate au un sfârșit. Însă Dumnezeu a pregătit ceva ce nu se va sfârși niciodată. Pentru că o dragoste fără sfârșit. A programat totul, a planificat totul, a pregătit totul. Dragostea lui Dumnezeu, o iubire veșnică, este pentru noi. Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică. Și Dumnezeu te vrea pentru o viață veșnică. Dar aici încolo vreau atât să spun. E doar decizia ta la mijloc. Vei crede în El? Vei crede în El? Vei crede în Isus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, îl vei primi, îl vei accepta în viața ta sau vei rămâne mai departe în păcatele tale. Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.